Bărbatul a alertat polițiștii după ce a citit biletul. Acesta fusese plecat din țară mai mult timp, iar când s-a întors, surprizele nu au întârziat să apară. Nu m-am gândit neapărat la o bombă. A fost un bilet care a fost lăsat în parbriz. Nu vă pot spune exact ce scria în bilet, dar oricum m-a determinat să sun la 112. Iar dânșii au decis că e mai bine să vină detașamentul. Aveți pe cineva care ar putea să vă facă rău sau care ar dori acest lucru? E greu de presupus. Nu am primit mesaje de amenințare sau așa, dar nu știu. Nu consider că am dușman mai mult decât un om obișnuit. Înțeles că ați fost plecat pentru o perioadă. Da, am fost plecat într-o perioadă din localitate și din țară și mașina a rămas pentru mai multe săptămâni nemișcată în poziția respectivă. Și atunci când v-ați întors, ați găsit biletul? Aproximativ, da, în sensul că nu a mai fost mișcată până în momentul în care am găsit biletul. Nu era amenințător, ăsta care a fost un de bine care a dat telefonul. Era o femeie sau era bărbat? Femeie era și a vorbit cu ea și a spus, doamne, am văzut pe... l-a sunat. Și cu mașina dumitale am văzut pe cineva cu trei nopți care părea că montează ceva sub mașină. Și atunci cum să nu-i măsuri ca să fie să. Victima deține un lanț de case de amănet din Constanța, motiv pentru care are o listă lungă de rivali. Biletul a fost lăsat de o vecină care a văzut pe geam cum un bărbat intră sub mașină pentru a monta ceva. Atunci s-a hotărât să evite o nenorocire și a lăsat scris un avertisment. Întreg cartierul a fost blocat de pirotehniști. Am auzit că e o bombă pe aici, nu știu ce. Locuiți aici în apropiere? Da, aici la blocul ăsta. Și nu vă e teamă? Ce să mă teamă? E atâta lumea aici. De ce stați aici afară? Am auzit la televizor că s-a pus o bombă la o mașină și a anunțat că să nu urce mașină, că îi spadează bomba. Și așteptați să vedeți ce se întâmplă acum? Da. Nu vă e teamă că... E departe de noi și poate nu ajunge până aici, poate nu e nimic. Dacă e greșeală asta, e făcut intenționat, așa la cineva. Credeți că ar fi dușman sau cineva dușman, care... Are ceva de cazuri cu el, ce știu, are ceva... Oamenii legii nu exclud și varianta ca hoții să fi pus niște dispozitive de furt pe mașină. În cazul în care nu va fi găsită nicio bombă, anchetatorii vor trimite oricum autoturismul la un serviciu pentru verificări. O altă variantă ar fi ca cineva să fi tăiat frânele mașinii.